Deci, dacă vă vine să credeți, am reușit să intrăm la acest eveniment care se pare că ar fi unul dintre cele mai sigure evenimente din Cluj-Napoca. Și în acest moment, vin-o puțin mai încoa când se uită tipul de la securitate. În acest moment, în geantă, am un pistol de jucărie, dar un pistol care este unul metalic și ar fi trebuit să declanșeze niște filtre de alarmă. Gândiți-vă numai cât de periculos este faptul că în această sală se află fiul unui președinte, se află delegații din Israel, din Iran, oameni care sunt foarte vulnerabili tuturor amenințărilor de securitate. Haideți să ne plimbăm puțin cu pistolul în geantă să vedem care e atmosfera pe aici. Mircea Barbu sunt de la NCN. Da. Aveți o clipă să povestim puțin? Da. Am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Cum vi s-a părut securitatea la acest eveniment? Deci cât timp nu s-a întâmplat nimic rău, cât timp totul a decurs așa cum ne-am dorit și vreau să cred că se va încheia și festivitatea de închidere fără incidente, lucrurile au mers în direcția în care am vrut cu toții și cred că n-au fost niciun fel de probleme. Sigur, au fost măsuri speciale pentru că în condițiile în care au participat personalități, că a fost vorba de președinte, că a fost vorba în alt moment de copilul președintului din Siria, acum nu e niciun secret, putem vorbi despre asta, sigur și măsurile de securitate, dar despre asta s-au ocupat alții și faptul că nu s-a întâmplat nimic merită felicitări alții și nu noi, pentru că noi aici nu avem niciun merit. Eu am pentru dumneavoastră ceva, vreau să vă arăt că am reușit să introduc un pistol de metal la acest eveniment pe care aș dori să îl fac cadou, să rămână la dumneavoastră ca amintire a eșecului măsurilor de securitate a acestui eveniment. Astea nu sunt ale noastre. Măsurile de securitate nu sunt ale noastre. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru acest eveniment, sunteți unul dintre responsabili. Noi am trecut ca prin brânză și am venit aici, putea să întâmple ceva foarte grav. Noi suntem jurnaliști și evident am vrut să arătăm că nu există securitate, dar vă dați seama că se puteau întâmpla lucruri foarte grave. Care se ocupa de securitatea, asta nu este problema noastră. Deci poate discutați dumneavoastră cu ei. O să discutăm cu ei și o să le spunem, sigur că da.